Vă salut toată lumea! Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Episodul ăsta, această nouă serie este specială pentru cei 500 de abonați. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Bine, am mai jucat pe canal, numai că n-am mai continuat eu și am lăsat în spate. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Dar Brawl Stars-ul, dacă nu știu dacă știți, dar eu îl știu, eu matal știu Brawl Stars-ul, știu că avea trofee, adică avea boxuri. De acum, noi oameni, de acum în Brawl Stars nu vom mai avea boxurile alea care ne vor pica. Și vreau să văd și o chestie de aici, văd că... dar n-avem pe... asta. Nu vom avea muzică, îmi pare rău, pentru că dacă nu vom avea muzică, pentru că muzica aia nu știu dacă este cu copierea și n-ai la rând, nu o să mă auziți bine. Deci, dacă vă doriți noi episoade de... Let's go get him. Yes! Hai să nu-l alegem cu un albastru de ăsta. Și dacă mai doriți episoade de Brawl Stars, astăzi ne vom scoa el cu el primul, pentru că... Vedeți, am mai fete ca caractere, dar vom mai juca și cu dintre acești brawleri. Vreau să facem două meciuri acesta, nu vom avea muzică. Muzica poate avea copyright, nu știu niciodată. Ce și mie se pare șmecher, mi-arată toți brawlerii de aici. Și o să mă joc cu el primul două meciuri. Nu știu cât de bun o să fiu. V-am mai zis, eu am fost destul de bunicel la Brawl Stars, eu mă joc din... Așa. Okay. Bun, vedeți, nu vom avea muzică. Eu arată, e stupid rău că nu are muzică jocul. Hai să mă fac un Jesse. Știu că am avut-o pe Emzy pe contul vechi. Vom da așa. Ce mult avem. Bine, sunt și la început, deci o să înțelegeți. N-am foarte multe trofee, deci abia am 97 aveam. Abia am început jocul, m-am încercat o leacă ca să fac rozii 2-3 brawleri. Stați. Nu! Băi! Ești prost? E, runda 2. Măcar am ajuns pe runda 2. Ok? Măcar ne-am jucat bine. Ok? Și avem misiuni. Și da, acum vom avea misiuni. Bun, azi dăm play, să-i mișcăm o dată cu El Primo, caracterul meu care mi se pare destul de amuzant, pentru că el e un luptător, dar nu știu cum nu-l doarmă în pumnii. Vedem că Brawl Stars nu mai era înainte, acum înainte îi dădea pe niște boxuri și spica brawlerii. Și chiar mi-i plăcea chestia asta. Când îi ține așa în suspans, când ai, bă, poate îmi pică Emzy sau... Stai că Emzy nu pică înainte, dar... Zicem așa la modul ăla, că poate îți pică... Erai curios în timpul ce spică din niște boxuri. Nita. O să nișcă în următorul... După meci o să nișcă în bă, cu Nita, un alt caracter. Cred că sunt multe caractere, personaje în jocul ăsta, care sunt diferite, toate nu... Deci, nu toate caracterele din jocul ăsta sunt la fel. Eu mi-am luat una peste freză. Ursul ăsta e al Nitei. Fiecare brawler are chestia lui specială. Nita, el primul a zuzut, el sare și vine cu sare în cineva și urtește. Pentru că este un mexican ăsta sau... Cred că e un mexican, nu știu dacă e. Aici si... Fata aia are un robot a ea, nu știu. Vedeți? Cum dă? Scârba. Nu știu cât de tare ce se audă jocul, aș spera să se audă destul de bine. Mamă, prost am făcut. Am mai Nita, vină. Hai că ne descurcăm. Mamă, dacă dă ursul ăla pe mine... Da, asta e că el primul, că el nu are o țintă foarte mare. Uite că el nu-mi pasă de 100. Mi-am măcar ne-am descurcat. Acum suntem așa. Ok. Așa să ne jucăm. Uitați, să ne jucăm cu Nita. Ok. Și episodul ăsta sunt speciale pentru 500 de abonați, pentru că am făcut recent. Vă mulțumesc foarte mult pentru celor care s-au abonat la canal. Nu știu de ce stă așa de mult să încarci stați leacă. Ok. Și am făcut niște misiuni. Ok, ce am primit aici? Și putem debloca pe... Putem să deblocăm pe... Ok, dar nu vreau să dau gemuri pentru Jesse.
Hai să ne jucăm cu Nita. Nita este o fată urs, vedeți cum arată testul. Nu înțeleg de ce e așa, nu mi-mi place că ăsta e cel dintre caracterele care le urăsc. Nu că arată ciudat sau este o fată urs, dar fata este stupidă rău. Următorul caracter care va urma, stați leac. Ok, internetul meu prost, nu știu, e de la internet chestia asta acum. Nu știu cât de prost, ok, no, mamă. Începutul. Așa. Bine, sunt, cred, cu niște oameni boți. Așa că sunt boți sau oameni playeri. Hai să dăm pe ursulețul ăsta. Încă o dată, ursul? Ăți? Bine, mă, ursulețule. A, văd că ursul nu atacă cutiile. Bine. A, vedeți, da. Nu știu. Da, ursul face toată. Mai nu știu ce fac. Nu zic că omor, a, nu. Bine, ursulețul. Ce a fost asta? Ha? Ce a fost asta? What? Pe bune, mă. Ce a fost asta? N-am făcut. Efectiv, ăla a venit în fața mea și i-am dat un spre el, cum lui direct. Mama, dar ce inutil a fost playerul ăla. Ok. Văd că la... Mamă, el primo. Nu, el primo, nu vine pe mine că vezi că nu sunt de... Bine, dacă dai ursul ai put, nici el, așa ta cu este. Da, ești supărat? Că ți-o arte o supărare acum. Știi cum? Ursuleț? Bă, el. Da, da, fraierul fugi, e... Ficos. Bine, ăștia sunt boți, cred că nu știu, pentru că n-ai cum să mori așa de ușor. Bine, v-am mai zis, eu mă joc mai... Nu știu, nu trebuie în față, mă. Știți că, da... No! De ce mi-ai stricat pe ursuleț? Ursul brun. Unde ești? Cine? A, tot... Stai. Doi de urși? Atacul suprem! Nu! Nu! Roncul 2! Mă, ce-i asta, mă? Ok, ies din... mersi, și hai să dăm pe ăsta. Ok, și hai să o alegem pe... Shelly. Shelly, asta, nici Shelly youtuberul ăla care, da, să vă zic, ăsta nu-i Shelly youtuberul nostru cunoscut din România, e Shelly, adică e o parte feminină, ok? Ca să știți. Și Shelly este primul brawler, adică e brawlerul ăla care, eu zic, e unor gratis, adică ți-l dă cu niciuleu. Nu este brawlerul meu aproape preferat, pentru că era o chestie pe timp. Vino, e primul, vino, tu să ne bate. Vezi că tu faci față? Nu. Asta e șmecher la Shelly, când tragem lângă dânsa, adică dacă stai pe lângă ea, are un atac așa de OP. Mi se pur foarte OP Shelly. Adică e foarte OP. Bine. Da, ăsta nu și-a luat powerile astea. Ah, mersi bossule. Mă. Mersi. Mi-e ciudat cum s-au de, nu s-au de muzica jocului, dar s-au de mai tare când mine și... Și nu trebuia să dau ultima ca să-l omor pe ăla. Vine gazul ăsta toxic, deci... Na. Bine, bă, jocul destul de rapid. Mama, am 14 de-astea, mă! Care e aici cea șmecher, mă? Care șmecher? Hm? Aaa, ok. Lola nici nu-i trebuia să-i fac ceva. Eu știu caracterul ăsta slab la viață. Dar cu Shelly ne descurcăm pentru că este un brawlerul meu preferat, v-am mai zis. Let's go get him. Pentru că de când m-a apucat de Brawl Stars înainte, chiar era destul de bunicică la început.
A devenit mai slabă pentru că mai dădea cu playeri mai buni și de asta m-a mai lăsat de Brawl Stars. A devenit un joc destul de obositor. Da. Și... bine, acum cred că mă duc cu boți. Nu știu de ce am impresia asta că mă duc cu boți. Tot o pe Nita, tot pe Bob. Bă, știu că e bun. Vino aici! Așa. Hop. Cât? Bun. Ia vino tu el primul. Ce trebuie să te mai obosești cu ăștia, mă, frate, la cine nu sunt? Bă, ce bun e și el să-mi bag. Bă, m-a rămas 3 persoane, bă. Bă, poate eu sunt prea bun sau nu știu. Eu nu înțeleg halul ăsta. Bă, ce n-ai? Dai, nu înțeleg joc. Ok, nu mai înțeleg. Ah, MZ. Asta lasă spray, are un spray, lasă cu spray și... nu mai are ultima ei, deci... de... hai bine, foarte. Știi cum? Nici nu mă reacționez nimică. Deci ăștia nu reacționează, nu fug din lângă trasul meu. Bine, joc cu boții. Asta este un lucru care vreau să-l zic. Eliminare! Ce să mai zici? Finish! L-am terminat, l-am crăp, i-am lăsat să... ok, nu. Vreau să nu joc gen clap. Da, nu vreau să mă joc cu fotbal. Vreau gen grep. Vreau cu... el primul. Două. Și am să ne jucăm cu el. Vreau să mă mai joc cu el primul, că este caracterul meu dintre ei preferați. Cu... ok. Doi de el primul. Harta asta arată ciudat. Bă, ce prost sunt, mamă. Harta asta nu am văzut vreodată. Ia gemul. E important. Ăla nici nu reacționează. Nu reacționează. Nu sunt deloc inteligenți, știi? Shelly. Gata. Vino să mor! Aaaa, nu. Help me! Mamă, ce n-am să mor acolo, ați văzut? Gârbele au vrut să mă... mă, Sherry de omorât, ușor. Dar și ăsta cu... nu! Na, fuck! Prima oară când pierd, fete, nu. A, uite pe frate. Ce? Nu mai atâta? Hai. Mă trebuie. Nu mă risc. Gata, vino, pleacă. Pleacă de acolo, că vezi că e nebun, ești nebun. Așa. Uite ce prost dau, uite. Am câștigat, GG. Eram să pierd. Eram. Dar, ce sunt? Luat, mă. Am, uitați ce cum am jucat eu. Ok. 9 ore am murit. Ok. Bine. Ce bine ne-am descurcat. Vedeți? Radu Hitler e bunicel. Bine, că m-am mâncat și dinainte, deci știu să joc. Hai să ne jucăm. Da, viitoare o să ne jucăm cu încă 3 brawleri. Și așa vor fi episoadele. Suntem tot el primul.
toți suntem El Primo. Showtime. Shelly, nu! Mă duc să o iau pe ăla. Sticlele lui. Na, vezi pe ăla. Am o să dau ultima pe el. Îl putem elimina ușor pe ăla. Bine că... Niec, ei, șabră. De ce ai jut, mamă? Prima punch! Ia-ți cu sodi! Cu sodi când aia cu aia n-aia. Ăla... Elimină pe ăla cu sticla. Îl elimin cu ăsta cu sticla lui că... Mamă, ăla e singura speranța noastră. Bine, suntem toți El Primo, ce să fac? S-aude când ai. Ce cum stăm toți unul în altul? Elimină pe ăștia, pe ăla cu sticla. Showtime. Ha! Bine, mă. Stați. Sau vreau să văd o chestie. Păi ce mă, mamă ce am luat. Tot eu? Wow, bine. Dacă v-a plăcut dacă v-a plăcut acest episod de Brawl Stars, eu am fost Radu Hitler și v-am